Alo. Ai văzut? Asta e cel mai bine. Da. Doamne ajută. Salut, doamne, părinte, poftiți. Eu sunt într-o lecție de matematică acum. Sunt chiar la Profumai TV, dacă aveți internet, mă vedeți acolo. Sau dacă vedeți, dar nu aveți. Seara asta duc la 10, dacă până la 10 sunt în lecții continuu. Dacă nu, mâine dimineață... Mâine dimineață la 8 mă puteți suna. 7-8. Bine, la 9 jumătate, părinte. Perfect. Da, da, vreau. Pentru puțin. Da, mai bine. Da, deci am aflat cel mai mic număr. Un alt ar fi dublarea acestuia. Dublarea acestuia. Cât face dublarea acestuia? 2520 dublat face 5040. Și dar domnul era cel mai mic, că nu am găsit, nu e cel mai mic. Și triplarea asta care este de aici. Da. Tu prin înmulțirea celor două ne-ai făcut ceva de care să găsești unul din ei. Trebuie chiar destul de mare, triplu ăsta. Deci cel mai mic multiplu comun, insist, înseamnă descompunem, că v-am dat algoritmul, descompunem în factor. Și dintre cei comuni... Da, 7560. 7560. Așa, 7560. Așa. În concluzie, trebuie să rețineți așa. Că atât la cel mai mare divizor comun, cât și la cel mai mic multiplu comun, se face descompunerea. Ajungem aici. Deci atât la cel mai mare divizor comun, cât și la cel mai mic multiplu comun, se face așa să descompune. Cel mai mare divizor comun. Care vă spun ca să știu mai cel mare divizor comun este multiplu. Care? A, divizor. Divizor, da. Ce zic infinit? Ce zic infinit? Dar o să aud de la multiplu. De la multiplu, da. Exact. Divizor. Care? Care? Acum ai trei. Și a doua? Trei. Și comun la puterea cea mai... Doar pentru cei comuni. O cheamă numai pe cei comuni? Ce mai mic este? Puterea cea mai mică. Cea mai mică. Trei. Ați văzut? Deci, egal cu trei. Dar ce e cel mai mare? Deci, așa, acest lucru. Deci cel mai mic multiplu comun al lor, cât am zis că este? 2520. Deci egal cu 2520. Și cel mai mic, cum să scrie, domn profesor, ca să mai scriem câmpul? Asta vreau să vă spun. În paranteză rotunde, 105 și 72, în paranteză rotunde, înseamnă cel mai mare divizor comun. Deci egal cu cel mai mare divizor comun a celor două. Și este clipa asta, după analiza noastră, 3. Da. Este 3. Și ca o observație foarte tare, este că cel mai mic multiplu comun a două numere, adică 105 și 79, înmulțit cu cel mai mare divizor comun a doua, al 105 și 72, obținem cele două numere înmulțite. Egal cu 105 ori 72, care face 7560. Wow! Deci, multiplul lor, 2520, ori divizorul lor, ori 3, te dă 7560. Așa este un lucru spectaculos, merită să rețineți. Like și share. Da? Totdeauna, hai să spunem, pentru două numere A și B, nu le-am mai particularizat acum, A și B, multiplu, cel mai mic multiplu comun, înmulțit cu cel mai mare divizor comun. Ne dăm cele două numere înmulțit, A ori B. Păi sunt
Asta este rezultatul foarte important din astăzi. Like și share, asta e chiar da? Interesant. Deci multiplu. Cel mai mic motiv, cel mai mic motiv. Domnul profesor. Ori cel mai mare divizor comun. Este numerele. Propoziție mulțite. Da, fac numele mulțite. E foarte fain, că cel mai mic, cel mai mai divizor comun. Ori cel mai mare, cel mai mic multiplu comun, se dea numerele propozise. Totdeauna asta, deci teoria asta spune că am pus la punct acest lucru. Deci a felic și asta mi se pare. De exemplu, dacă numerele ar fi nu știu, la 10 și 12, se face 10 ori 12, 120. Da, da, uitați-vă la scriere, ce interesant și scrierea care m-a învățat un profesor. Și cu parantezele alea. În multe exerciții, nu o să mai găsească C, M, 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 exact, și trebuie să știu ce le cere. Ce cere acolo, ce înseamnă asta. Exact, ce înseamnă asta. Deci, prin paranteză, care e paranteză înseamnă cel mai multiplu. Cel mai mic. Cel mai mic multiplu și a doua. Cel mai mic divizor. Cel mai mare. Cel mai mare. Cel mai mare divizor. Cel mai mare divizor. Da? Cel mai mic multiplu comun și cel mai mare. Dintre astea două, dintre astea două, care e mai mare dintre multiplu? Păi trebuie să multiplu. Sigur, că ai multiplu. Asta am spus mereu și eu. Chiar dacă e cel mai mic multiplu, tot multiplu. Deci, de aceea, trebuie să țineți cont. Aici avem cel mai mic multiplu. Capabil să se bate exact cu acele două. Iar aici avem cel mai mare număr care e dividit de prea multe ori. Da? Mai dați-ne una să vedem dacă am înțeles un profesor. Două numere care vreți dumneavoastră. Deci, a egal cu 91. A egal 91? Da. Vai, de capul meu. Și B egal cu 2. 0. Să zicem 50. Dar dacă nu mai ai un profesor. Hai să zicem 15, ca să vă dau. 15. Da. Așa numărul 451. Da. Îl împărțim prin... Domnul profesor 450, cred că este numărul. Este 91 are vreo descompunere? 91. Hai să vedem, 91. 91 este... Prin 2 merge? Nu. Nu am cea prin 3 numeri. E numărul prim. Este numărul prim. Deci prin 2 nu merge, da? Prin 3 nu. Ba da, prin 7. Hai, vedeți. Când am epuizat 2, 3, 5... 7. 2, 3, 5 și 9, unde avem criterii, ne ducem la alți divizori, prin 7. Și 7, 9 merge o dată. 21 de 3 ori. 7, 13. 7, 13. Deci au aripa de scumpune, 6 ori, 13. Da, și 7 și 13 nu sunt numere prime. Sigur că dar da. Dar ei știu numărele prime și știu ei. Am vorbit acum. Ce înseamnă numărele prime? Care nu se poate împărți la alt niciun număr, doar la ele însuși. Care e cel mai mic număr prim? 2. Deci cel mai mic număr prim. Par. Și singur. Singur număr. Este 2. Dar ne-am pus să învățăm numele pe locul. Este foarte mic număr prim și am învățat numărul prim. Deci B-ul e egal cu 3 ori 5. Și acum, pentru multiplu, cel mai mic multiplu comun este, dar, de este 3 și 13. Păi nu am nimic comun între ele. Cel mai mic sau cel da, multiplu? Multiplu, i-am zis. Multiplu, Davide? Adică toate, toți. A, toți. Tot, pe toți îi luăm, da? Deci este 3, ori 5, ori 7, ori 13. Adică sunt cele două numere mulțite. 91, ori 13. Ori 13. Acum ai tehnica ta, deodată. Multiplul comun este... Aici funcționează. Da. Dar cel mai mare divizor comun, domn profesor? Cel mai mare divizor comun aici? Domn profesor, da. A dat 1365. Care este cel mai mare divizor comun? 3. Cel mai mare divizor, da. Dar nu este. Cel mai mare. Da, nu este. Este 1. Mai mic 1.
frumos. Și când nu este, e un lup, e cel impropriu. Da, da. Deci atenție, când nu este, e unul. Daria, când nu este, e unul, e cel impropriu. Deci asta e da, da. Gata, ne oprim să... Bună seara, să nu uitați de like, share, să vă amânați la Domnul Hesu. Zi, 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 da. Deci, despre vizibilitate. Și am făcut aici ce am făcut aici criterii de vizibilitate. Am făcut cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun. Cam asta, să nu vorbim. La revedere! Bună seara, să nu uitați de la și share, să vă abonați la canalul lui Domn Profesor. Așa se facă.